Auditul prin care a trecut Poli Timișoara a ridicat multe semne de întrebare atât în rândul suporterilor cât și în rândul consilierilor județeni, care doresc să vadă cu ochii lor raportul prin care a trecut gruparea bănățeană. Adrian Negoiț a luat atitudine și a ieșit din sala de plen a Consiliului Județean. Rămân totul să stabilim, că de-aia suntem acolo, atunci stăm acasă, nu mai mâncăm banii statului de pomană, venim la plen, spune domnule, votați și în plen și cu asta basta. Adică domnul Sasca trebuie să recunoască data asta, a avut dreptate. Economicul stabilește banii și mi se spune, domnule, ăștia sunt banii pentru sport. Lasă pe cei care ne ocupăm. Așa mi se pare normal. Dar eu v-am mai spus, nimic nu se întâmplă normal în acest consiliu. Dacă ați primit auditul de la poliție. Nu, doamne, eu v-am mai spus-o și data trecută, am fost și el care am și rupt hârtia, nici n-a prins, asta e o prostie, adică mă pui să votez că sunt de acord cu un audit și pe urmă nu-mi dai materialul. Mă pui să votez după un PowerPoint, stau ca mâța în calendar să mă uit jumătate de oră la niște cifre și pe urmă că votează. Ce să votez? Fac un exercițiu cu care consilier vreți dumneavoastră treaba asta, să stea să se uite jumătate de oră, v-am spus că ăla în calendar și pe urmă să votez. Așa ceva nici mari economiști totuși au un raport în față, consultă niște cifre. Viorel Coifan este alt consilier care dorește să vadă auditul. Noi am propus ca toți consilierii județeni să intre în posesia acelui raport de audit, pentru că asta am solicitat noi, care de fapt e un raport de investigație și sub rezerva semnăturii de confidențialitate, deci vom semna pentru a păstra această confidențialitate, vom decide ce se va face în continuare. Important. Președintele Consiliului Județean, Constantin Ostaficiuc, se conformează situației și va pune la dispoziție consilierilor auditul, însă cu condiția de a semna o clauză de confidențialitate. Voi sta de vorbă cu cei de la KPMG și voi face demersurile ca să primească toți consilierii pe baza unei semnături de confidențialitate. Președintele Consiliului Județean a promis consilierilor că până la sfârșitul zilei vor avea posibilitatea să răsfoiască auditul.